Apocalipsa mulțumirilor, pe când mă rugam pentru noi toți, pentru mine în slujba care o am, întâi de a-mi preda mie, sufletului meu, acest cuvânt și apoi a-l preda nouă tuturor, în timp ce mă rugam, deodată în tema aceasta mi-a apărut un aspect la care nu m-am gândit niciodată și pe care îl supun astăzi atenției și eventual primirii din partea voastră. Tema noastră de astăzi, cu titlul acesta Apocalipsa mulțumirilor, poate să facă pe cineva să ridice sprâncenele, fiindcă Apocalipsa a fost atât de dezechilibrat prezentată, atât de strâmbă, încât a creat cuvântul apocaliptic și acesta înseamnă ceva care frizează iadul, sfârșitul, groaznicul, dar s-a pierdut din vedere frumusețea cărții și, ca o concluzie aș vrea să spun, pentru orice fel de explicație a Apocalipsului care ai ascultat-o în viața ta, dacă de la această explicație sau serie de prezentări nu ai rămas cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos, ci doar cu niște impresii de moment sau pentru mai târziu. Dacă nu ai rămas cu persoana Domnului Hristos, nu ai ascultat explicația Apocalipsului, ci explicația omului aceluia. Are și el explicația lui și caută clienți unde să vândă această explicație. Apocalipsa este descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă ne va ajuta Bunul Dumnezeu, o să mai avem și alte teme din această arie, dar pentru împrejurarea aceasta în care America sărbătorește mulțumirea, aș dori să ne oprim la acest aspect al cărții Apocalipsa, Apocalipsa mulțumirilor. Și voi începe prin a spune că pe când mă rugam pentru tema aceasta, am fost copleșit deodată de un gând. Și anume, există o jertfă care trebuiește adusă înainte de orice altă jertfă. Există o jertfă fără de care orice altă jertfă nu are niciun fel de valoare și există o jertfă, această jertfă, care nu a trecut, nu trece și nu va trece niciodată. Nouă ni se spune că jertfele au încetat la Calvar sau la cruce. Da, dar este o jertfă care n-a încetat la cruce. Și este una care a trecut dincolo de cruce, care rămâne în fiecare moment și care va merge în eternitate. Ea va traversa frontiera eternității. Este jertfa de mulțumire. Nu vorbim de forma în care trebuie adusă ea, cum aduceau ei un animal, sau cum noi suntem chemați să aducem ca jertfă mulțumirii lui Dumnezeu. Nu vorbim de formă. Și forma este în acord cu epoca, cu timpul, cu împrejurarea. Dar vorbim de esența ei. Jertfa de mulțumire este de o așa însemnătate încât trebuie să învățăm de la cel care a învățat pe oameni ca nimeni altul, de la Domnul nostru Iisus Hristos, și trebuie să urmărim lucrul acesta prin comparație, dar mai ales prin contrast cu viața noastră care este atât de lipsită de această jertfă, plină de tot felul de jertfe, aceasta însă mai puțin. Tată din ceruri, te chemăm în numele Domnului Iisus Hristos să ne înveți să mulțumim cu această ocazie. Doamne, este o știință atât de înaltă pe care nu o putem învăța decât de la Tine. Tu ești singurul care poți să predai știința aceasta cu adevărat. Ne închinăm și îți mulțumim. Amin. Iubiții mei, să mergem așadar în cartea Apocalipsei și aici să observăm că, de fapt, mulțumirea aceasta precede și transcede orice altceva. Când suntem aici la capitolul 4, versetul, începând de la versetul 9, când aceste făpturi aduceau slavă, cinste și mulțumiri, întâlnim jertfa de mulțumire pe noul pământ, întâlnim jertfa de mulțumire în mijlocul făpturilor care aduceau slavă lui Dumnezeu, cinste și mulțumiri. Celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor.
cei 24 de bătrâni, în timp ce se aduceau aceste mulțumiri, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și spuneau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Cartea Apocalipsei este impregnată, este grea de ideea aceasta, de atmosfera aceasta a mulțumirii. Totul se desfășoară în atmosfera aceasta a mulțumirii. Nu vom face din aceasta un eveniment viitor, așa cum foarte obositor auzim în predici. Va veni o vreme când se vor întâmpla așa, se ridică un grup de oameni care vor fi așa. O vreme aceea este chiar acum. Chiar aici, chiar astăzi, chiar acum, zice Domnul, aceasta este vremea. Noi nu vom amâna ideea mulțumirilor către Dumnezeu pentru o vreme ca aceea, Cartea Apocalipsei, dincolo de frontiera timpului și în tărâmul veșniciei. Nu vom amâna. Ea este ceva care trebuie să fie și să devină parte din pulsul ființei noastre. Pentru orice fel de lucru, ea trebuie să fie atmosfera care domnește în sufletul nostru, o atmosferă de mulțumire. Bine, bine, dar uite, situația nu are legătură cu situația, are legătură cu Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Aici a fost diferența dintre Iov și soția lui. Ea lega mulțumirile de situație, Iov le lega de Dumnezeu. Și de aceea mulțumirile ei au fost diferite când a fost bine și nu a mai fost când a fost rău, iar ale lui au rămas aceleași, pentru că și Dumnezeu este același, era și în veci. Deci la aceasta suntem chemați, să ancorăm mulțumirile noastre în Domnul Dumnezeul nostru. Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru. Aceste cuvinte care ne îndeamnă pe noi să privim viitorul manifestându-se în prezent, pe care le găsim în Cartea Apocalipsei, le găsim, de fapt, manifestate pretutindeni în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să subliniez încă o dată această atmosferă de mulțumire care umple cerul și pământul și pe calea aceasta ea va coborî și în sufletele noastre. Aceasta mi este rugăciunea pentru noi. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Glas. Wow, ce zicea? Numărul lor era 10.000 de ori, 10.000 de mii de mii și au zis, amin, Domnului Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Mulțumirile. Aceasta este jertfa despre care menționam spunând. A fost dintotdeauna, este și rămâne întotdeauna prezentă. A fost jertfa pe care Mântuitorul nostru Hristos Iisus a adus-o cel dintâi Tatălui, înaintea minunilor, înaintea puterilor, înaintea slavei, înainte de orice. Iisus, Mântuitorul nostru, a venit, îți mulțumesc, Tată, apoi a înviat Lazar, apoi s-au mulțit pâinile, apoi a fost binecuvântată cina Domnului, îți mulțumesc, Tată. Aceasta este jertfa. Atunci când simțim că ea lipsește de pe altarul sufletului nostru, e bine să mergem la izvor. Doamne, au cerut ucenicii, învață-ne să ne rugăm și specific, învață-ne să mulțumim. Aceasta este tema centrală asupra căreia ne vom opri în momentul acesta. O binecuvântare rămâne incompletă atâta timp cât ea nu este sigilată de mulțumirile noastre. O binecuvântare. Când dai un dar cuiva și persoana nu este mulțumită, sau este rece, sau este indiferentă, darul acesta nu are puterea și nu are tăria darului care este primit cu atâta mulțumire și recunoștință. Orice lucrare a lui Dumnezeu, ne îndeamnă Pavel, este bună dacă ea este luată cu mulțumiri. Altfel, nu. Sigur, aplicația este la masa noastră, dar legea aceasta se extinde asupra oricărui lucru. Orice ți-ar da Dumnezeu, dacă nu ridică mulțumiri în sufletul tău, nu poți să te bucuri de lucrul acela.
indiferent ce ți-ar da, lumea dacă ți-ar da Dumnezeu, eternitatea să-ți dea Dumnezeu. Nu, 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 este, nu, e bun, nu e bun de nimic dacă lipsesc aceste mulțumiri. O binecuvântare nu este deplină decât atunci când autentic mulțumești lui Dumnezeu pentru ea. Să dăm slavă lui Dumnezeu, a spus Iov. Pentru ce? Păi, da, pentru toate, pentru toate. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Noi ne îndreptăm către un cer al mulțumirilor și una dintre cele mai grele slujbe sau servicii divine la care suntem chemați pe pământul acesta, slujbă dumnezeiască, aduci ființa ta ca o jertfă, este mulțumirea. Ea se lovește de zidul acesta infect și infam al mândriei. Omul mândru consideră că îi se cuvine, el la orice pas scârție, nimic nu este de ajuns. Întotdeauna va întâmpina inclusiv binecuvântarea lui Dumnezeu, ca să nu vorbim de oameni, va întâmpina cu ceva negativ, ca să nu fie cumva obligat să cadă în nenorocirea aceasta de a mulțumi. Oamenii aceștia, nu numai că nu sunt pregătiți pentru ceruri, s-au exclus complet din locul acela, pentru că locul acela e un loc al mulțumirii. Vă dați seama ce iad ar fi lucrul acesta pentru un om care nici nu știe să mulțumească pentru un pahar de apă. Cum să trăiască el într-un ocean de mulțumiri, într-o mare de mulțumiri, între mii și zeci de mii și mii de mii care mulțumesc lui Dumnezeu? Ce să caute omul acesta acolo? Citeam de une zi că un om cu un astfel de suflet nu va tulbura frumusețea curților cerești al lui Dumnezeu. Va fi departe. Ce este deci viața aceasta din această perspectivă? Este o școală a mulțumirii. Noi trebuie să învățăm să mulțumim aproapelui nostru. Trebuie să învățăm să mulțumim pentru toate lucrurile. Trebuie să învățăm să mulțumim oricând și făcând lucrul acesta ajungem să mulțumim lui Dumnezeu. Dacă cineva crede că poate fi ingrat față de aproapele lui, în timp ce poate fi foarte grațios cu Dumnezeu, poate fi mulțumitor lui Dumnezeu, omul acela se așa. Atenție! Revenim la legea lui Ioan. Dacă nu faci tu lucrul acesta cu aproapele tău pe care îl vezi, n-are sens să discuți de Dumnezeu pe care nu-l vezi și nu-l cunoști. Acum, cartea Levitic ne spune, uite, când veți aduce lui Dumnezeu o jertfă, să o aduceți așa fel ca să fie primită. Wow! Când veți aduce Domnului, este Levitic 22-29, când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa fel ca să fie primită. Cum este? Și când este primită și când nu este primită? O jertfă de mulțumire nu este primită. Dumnezeu nu se va uita la sunetul vorbelor noastre, nici la construcția, nici la sintaxa frazei noastre, nici la alte. Nu se va uita. El se va uita la inima sau la sufletul care este înapoi acestor cuvinte. Mulțumirea adevărată se naște, izvorăște, țâșnește din suflet. Ea nu poate fi niciodată comandată. Un om poate să spună mulțumesc de frică, sau, dar acesta nu e mulțumesc. Acesta este un instinct de conservare a vieții. Adu mulțumirea ta către Dumnezeu în așa fel ca să fie primită, adică mulțumește din suflet. Dacă nu este așa și dacă ai mari probleme la capitolul ăsta și cu aproapele și cu Dumnezeu, nu este o situație disperată, vină la marele medic, numai Dumnezeu te poate vindeca de nemulțumire. Sunt oameni pe care nu îi mulțumește nici cerul, nici pământul, adică pământul îi mulțumește. Îl satur cu nițel pământ, spune poetul Vasile Militaru, și atunci e mulțumit. Acolo nu se mai aude nicio nemulțumire, dar până să ajungem acolo, de aceea și învățăm. Sunt oameni pe care nu-i poate mulțumi nimic. Acum, sigur că are o logică lucrul acesta. Dacă nu te-a mulțumit Dumnezeu, care te-a iubit atât de mult, cine și ce te poate mulțumi, frate? Nu există nimic. Chiar Dumnezeu e neputincios. El însuși spune, ce mai puteam să fac să te pot mulțumi? Vă amintiți acel comic strip Brown și Lucy? Brown îi face ceai, Brown îi aduce un biscuit lui Lucy și Lucy le ia cu nemulțumire tot timpul, le ia cu nemulțumire și atunci Brown întreabă, ce crezi că aș mai putea face ca să te fac pe tine mulțumită sau fericită? Și
atunci ea îi răspunde, nu, nu vreau să fiu fericită, adică nu vreau să fiu mulțumită. Nu că n-aș înțelege că, da, sigur, sunt motive, dar dacă nu vrea cineva. Adică lucrul acesta arată că a fi o ființă mulțumitoare sau recunoscătoare lui Dumnezeu și omului, lucrul acesta este o problemă de a vrea. Adu jertfa așa fel încât să poată fi primită de Dumnezeu. Adu ca jertfă, spune Psalmul 50, versetul 14, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți cuvântul pe care l-ai dat față de Dumnezeu. Nu ca o obligație, ci ca o binefacere față de propriul tău suflet. Țineți cuvântul acesta pe care l-ai promis în tinerețe sau pe drum undeva ți-ai adus aminte. Aduc a jertfă mulțumiri lui Dumnezeu și același psalm, versetul 23, spune cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Ce-mi trebuie mie? Banii voștri sau taurii voștri? Sau ce-mi trebuie? Eu nu servesc așa ceva. Dimpotrivă, dacă este o jertfă pe care Dumnezeu o servește cu adevărat, este cea a mulțumirii. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea este legată de mulțumire. Și o ființă care este totalmente și permanent nemulțumită, nu are nicio dorință de a fi într-un loc în care toată lumea e mulțumită. De multe ori observ tendința aceasta care se găsește de fapt în demoni de a aduce pe cel de lângă tine la nivelul nemulțumirii tale, la nivelul mizeriei sufletești, la nivelul urii, la nivelul răutății. Rare ori vei întâlni pe cineva care să rămână indiferent, al cărui suflet nemulțumit, să rămână indiferent la mulțumirea sau bucuria celui de lângă el, îl deranjează lucrul acesta. Demonul, aceasta este esența vieții demonice. Când vede casa aceea curată și măturată, îl enervează, el nu suportă așa ceva. El vrea să vadă acolo mizeria care este în sufletul lui. Sfânta Scriptură vorbește în Cartea Proverbelor 15:15 despre calitatea vieții noastre legată de mulțumire. Când Dumnezeu spune și ne învață știința aceasta pe care a practicat-o Domnul Iisus Hristos, El ne învață cu dorința de a ne da o viață frumoasă, de a ne ajuta pe noi să trăim o viață din belșug, așa cum a spus Mântuitorul nostru. Urmăriți acum ceva. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. M-am dus după cuvântul acesta, așa cum v-am promis că voi căuta să prind înțelesul de la izvor al unui cuvânt. Sigur că dacă un om e nenorocit toate zilele sunt rele, e nenorocit, e într-o situație. Însă cuvântul acesta are o altă conotație. Cea mai bună și apropiată traducere care am găsit-o în limba română ar fi următoarea. Celui căruia tot timpul îi plouă în casă, chiar și pe cer senin, zilele lui sunt rele, absolut. El se scoală cu dorința după rău, abia așteaptă să vie rău, presimte că vine rău, îl atrage de fapt și el vine. Contrastul. Dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Party, înțeleg, te duci la un ospăț, la un omastec, la da, permanent. Omul cu inima mulțumită. Ospățul vieții noastre depinde nu de ce avem și nici de unde suntem. Pavel și Sila erau legați în butuci, strânse oasele crăpate, nenorocima și cântau cântări de laudă. Aveau un ospăț acolo în închisoare. Jertfa de mulțumire este aceea care va trebui să însoțească orice slujbă, inclusiv predica aceasta pe care o prezint înaintea lui Dumnezeu și înaintea voastră. Inclusiv închinarea noastră, rugăciunea noastră. Toate acestea trebuie să fie însoțite și precedate de jertfa de mulțumire. Remarcați ce scrie aici în Levitic 7:12. Dacă cineva aduce o jertfă de laudă, să o aducă împreună cu jertfa de mulțumire, nu altfel. Dacă slăvești pe Dumnezeu la cor sau printr-un instrument sau prin cuvântul tău, sau dacă slăvești pe Dumnezeu, dacă proclam pe Dumnezeu, dar inima ta este nemulțumită, lucrul acesta se va simți în cuvintele tale.
o anume ciudată frecvență va însoți vorba ta, purtarea ta, atmosfera din jurul tău și va influența lucrurile și se va întoarce înapoi asupra propriului tău suflet. Ați observat că atunci când făpturile dinaintea scaunului de domnie aduceau mulțumiri, cei 24 de bătrâni își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie, ceea ce se traduce prin Doamne, ție-ți datorez, de aceea îți mulțumesc din adâncul sufletului. Cuvântul lui Dumnezeu legat de mulțumire însoțește fiecare manifestare a vieții și ființei noastre și îi dă calitate și îi dă natură. Primii noștri părinți au deschis ochii într-o lume frumușică. Au început cu mulțumiri? Probabil. Așa ar fi fost normal să fie. În orice împrejurare, noi ne bucurăm de Dumnezeu, ne bucurăm de sănătate, ne bucurăm de viață, ne bucurăm de copii, de familie. Trezește lucrul acesta mulțumiri în ființa noastră. Am primit de la Dumnezeu iertare, am primit asigurarea vieții ca viața lui Dumnezeu. A produs lucrul acesta, a emanat lucrul acesta, mulțumire în jurul și în dreptul ființei noastre. Chiar vroiam să ne oprim o clipă. Care a fost, de fapt, păcatul omului aceluia cu 10.000 de talanți, care a fost iertat? N-ați găsit nicăieri vreun cuvânt de mulțumire din partea acelui om. A părut ca și cum Dumnezeu era dator, vorba francezului, asta e meseria lui să ierte. Dumnezeu era dator să ierte, așa a apărut lucrul acesta. A apărut că îi se cuvenea așa ceva, că era normal să îi se ierte lucrul acesta. Așa a apărut că dânsul nu are nevoie de iertare, pentru că dânsul are nevoie de timp ca și va plăti înapoi. De aceea lipsește total mulțumirea. Înțelegeți de ce a pus mâna în gâtul celulă? Este condamnată fapta. Uite, fi mâna în gâtul unuia care avea 100. Nu, vezi de unde vine așa ceva. Treaba aceasta, că altfel și tu faci la fel și eu la fel. Treaba aceasta vine din faptul că omul acesta nu i-a mulțumit. Nu i-a mulțumit lui Dumnezeu. Niciun om mândru nu poate să mulțumească lui Dumnezeu așa cum ar trebui. Nu-l lasă propria lui fire. Va căuta un moment sau un mijloc sau un motiv să evite mulțumirea și va pierde acest inimaginabil tratament. Ați observat că au fost vindecați la fel 10 leproși. Vindecarea a fost, nu s-a deosebit cu nimic, s-a deosebit răspunsul. Și răspunsul a fost literalmente usturător. 9 din 10 au fost ingrați. Au plecat mai departe cu binecuvântarea sub soară, au apucat-o și au dat drumul în viață. Unul dintre ei s-a simțit dator să se întoarcă. Și spune Scriptura Luca 17:16, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. De asta a venit înapoi. Era samaritean, nu era membru, bineînțeles, și după părerea unora de la adunare, el nu avea moștenirea, dovadă că omul acesta era pregătit pentru ceruri, iar dumnealor nu erau niciodată și nici nu vor fi acolo. Omul acesta s-a întors înapoi și a mulțumit lui Dumnezeu. Numai tu? A întrebat Iisus. Mă doare faptul că acești 9 au pierdut prilejul acesta. Așa cum spuneam, minunile lui Iisus sunt precedate de mulțumire. El nu-l înviază pe Lazar întâi, Doamne, îți mulțumesc că am înviat, că mi-era o frică acum că nu înviază, nu. Iisus întâi mulțumește. Mulțumește lui Dumnezeu. Și mulțumirea este cea mai înaltă expresie a credinței noastre, pentru că ea mulțumește lui Dumnezeu în spiritul cuvintelor care le-a spus Iisus, să crezi că l-ai și primit și îl vei avea. Aceasta este esența. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat și apoi a spus Lazare, vino afară. Mulțumirea către Dumnezeu o întâlnim în viețile tuturor oamenilor lui Dumnezeu care i-au cunoscut inima lui Dumnezeu. Oameni după inima lui Dumnezeu au cunoscut inima. Dumnezeu este un Dumnezeu fericit, așa spune Sfânta Scriptură. A fericitului Dumnezeu și cei care au cunoscut inima lui Dumnezeu sunt niște oameni fericiți, nu legat de împrejurări, ci legat de Dumnezeu. Observați în
condiția ca un om să fie fiu al Tatălui vostru ceresc. Iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine, dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt, adică El e Tatăl vostru, când? Căci El face bun, El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Că e posibil să trăiești în viață lângă o ființă ingrată care nu știe să mulțumească pentru nimeni, nici lui Dumnezeu, nici oamenilor. E posibil să faci eforturi în viață, să aduci bucurie sau fericire, se întoarce înapoi cu întuneric ceața aceasta rea, urâtă, urât mirositoare. Întrebarea este în ce măsură ești transformat de acest spirit? Dacă ai privirea țintă la Dumnezeu, nu uita, El este bun, bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Nimic nu te stârnește mai rău decât ingratitudinea cuiva și chiar auzeam o clasificare, a întoarce bine pentru bine este omenește, dar a întoarce rău pentru bine este demonic. A întoarce bine pentru rău e dumnezeiește, dar a întoarce rău pentru bine este demonic. Și tulbură teribil sufletul, dar uitați-vă la Dumnezeu. Dumnezeu dă plămân, dă aer, dă viață celui care înjură de Dumnezeu. El folosește în direcția aceasta și totuși Dumnezeu rămâne bun. El nu este transformat de răutatea sau de ingratitudinea oamenilor. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, spune cartea Apocalipsei, și toți strigau, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Îți mulțumim că ești. Îți mulțumim din adâncul sufletului nostru. Doamna Ioana Giurgiu scrie, ajută-mă să șterg praful de pe mulțumirile nerostite, căci n-aș vrea să mă trezesc mâine având doar lucrurile pentru care ți-am mulțumit. Azi, dacă ar rămâne la tine în casă doar lucrurile pentru care ai mulțumit cu adevărat lui Dumnezeu, dacă ar rămâne lângă tine doar persoanele pentru care ai mulțumit cu adevărat lui Dumnezeu, n-aș vrea să mă trezesc mâine, spune dânsa, doar cu lucrurile pentru care ți-am mulțumit. Nu trebuie să uităm, noi legăm mulțumirea pentru lucruri, pentru situații, să mulțumim pentru oameni. Mulțumim, mulțumiri pentru copii, pentru soție, pentru soț. Mulțumim din suflet pentru casa noastră. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim pentru adunare. Oh, dar mulțumim din suflet lui Dumnezeu pentru că adunarea noastră este locul în care Dumnezeu ne-a onorat pe noi cu o chemare. Este incredibil. Indiferent prin ce situație ar trece cineva. Când Pavel era dus către judecată, a lui Nero, au ieșit frații înaintea lui, auziseră despre el și au ieșit de la forul lui Apiu până la cele trei cârciumi, scrie Fapte 28, au ieșit înaintea lui să-l încurajeze să răspunsul lui Pavel. Oh, salut, așa, da. Nu, când i-a văzut Pavel a mulțumit lui Dumnezeu pentru astfel de frați care a venit acolo și l-au îmbărbătat. Și începe el în Epistola către Romani mai întâi de toate, până să vă scriem noi teoria neprihănirii prin credință și alte învățături, mai întâi de toate mulțumesc lui Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți. Căci credința voastră este vestită în toată lumea. Cum s-a ajuns la decăderea din viața ta și a mea și la decăderea societății? Prin nemulțumire, prin a pierde ocazia să mulțumești. E greu, într-adevăr, dar este vindecător, este înălțător. Aceeași epistolă către Romani 1:21 vorbește despre cumplitele tenebre ale decăderii morale ale vremii, spunând, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu, el e Dumnezeu, nu are niciun Dumnezeu, nu am primit nimic din cer, spunea tovarășul. Oamenii aceștia nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Acum, noi nu suntem păgâni cu lucruri de felul acesta, dar putem să fim acolo cu ei, cu cei cu care nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. Și prilejul acesta al zilei mulțumirii
Nu, ne spune că trebuie să trăim o zi pe an cu mulțumiri, ci acest lucru trebuie să fie un mod de viață și dorește să activeze în viața și ființa noastră această dumnezeiască putere de a mulțumi, de a mulțumi, de a mulțumi lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, continuă Pavel. Sunt oameni care, datorită cărora tu ești aici, acum, ai cunoscut Evanghelia, sunt acești oameni. Bun. Ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ei personal, pentru instrumentele de care Dumnezeu, prin care a lucrat Dumnezeu, ca tu să fii aici. Pavel a făcut lucrul acesta. El vorbește despre unii care și-a pus capul în joc pentru Evanghelie și și-a pus capul în joc ca să-mi scape mie viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Toate bisericile aveau acest sfânt dar al mulțumirii. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce nu s-a întâmplat. Mulțumim pentru multe care s-au întâmplat. Mulțumesc pentru ceea ce nu s-a întâmplat, care ar fi putut să se întâmple. Mulțumesc lui Dumnezeu, spune Pavel, la orice pas pentru toate lucrurile. Mulțumirile noastre aduse lui Dumnezeu aduc biruință în viață. Ai biruit când ai mulțumit. Acolo e rupta cea mare. Ați observat, la Odiseea nu are niciun cuvânt de mulțumire. Numai de înălțare de sine. Sunt așa, uite cine mi-s eu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința. Deci mulțumirea aduce în viața noastră biruința și biruința face să se înalțe mulțumiri din viața noastră și ne învață să trăim în așa fel încât în urma noastră, indiferent ce facem sau pe unde trecem, oamenii să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. 2 Corinteni 1 cu 11. Binefacerile pe care le-ați făcut voi au făcut pentru mulți să fie un prilej de mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Deci în urma ta oamenii au mulțumit lui Dumnezeu, la un altul l-au înjurat de Dumnezeu. Fă să se înalțe mulțumiri la tine acasă, copiii să mulțumească lui Dumnezeu că au un părinte ca tine sau adunarea sau societatea, oriunde te vei găsi în lumea aceasta, creează în lume motive de mulțumiri. Lucrul acesta înseamnă biruință, e biruința în sine, mulțumiri lui Dumnezeu. Și nu este ușor, este o luptă. Toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Adică este o luptă, dar nu este o luptă încheiată, ci este o luptă continuă ca noi să creștem în mulțumire și în recunoștință. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, spune Pavel, și pentru un gând pe care l-a pus în inima lui Tit, care a avut această râvnă pentru voi. Doamne, îți mulțumesc că ai pus gândul ăsta în mintea acestui om. Dacă toate lucrurile acestea se întorc înapoi cu mulțumiri la Dumnezeu, ele au o putere incredibilă asupra ființei noastre. Prin noi va face să se aducă multe mulțumiri lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea noastră cu această ocazie sfântă. Mulțumirea către Dumnezeu este sigilarea, este rodul lucrării vieții noastre. Mulțumiri lui Dumnezeu, mulțumiri pentru amintiri, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată aducerea aminte. Mă bucur că pot să am o astfel de amintire. Înălțați în toată vremea rugăciuni și cereri, dar cu mulțumiri lui Dumnezeu. Luptă și învață să fii mulțumit cu starea în care ești, nu fii totdeauna nemulțumit că nu ești cum erai ieri și nu ești cum ai vrea să fii mâine, nu ești, fii mulțumit că ești cum ești astăzi, ieri ai fost ieri, mâine vei fi mâine, dar astăzi a spus Domnul Hristos. Lucrul acesta va face să avem parte, spune Pavel, de moștenirea sfinților în lumină. Aceasta este calea. Îmi pare rău din adâncul sufletului pentru faptul că nu vedem și nu înțelegem valoarea și prețul vremilor pe care le trăim al harului nespus de felurit al lui Dumnezeu și de multe ori trăim în umbra aceasta a nemulțumirii, a răcelii și pierdem prilejul, vara trece oricum.
Vara e frumos, dar dacă cineva stă ascuns într-un beci din acesta întunecat, ce poate să facă? Iese afară din beciul acela când deja ninge, a început, a venit vara, a trecut, s-a terminat ce a fost frumos. De aceea Biblia spune, chiar acum, zice Domnul, faceți lucrul acesta și cântăm la biserică sau cântăm singuri, dar ne spune în epistola către Coloseni Pavel, nu, cântarea trebuie să fie însoțită de mulțumire. Fă lucrul acesta, cântă de mulțumirea lui Dumnezeu, pe care nu mai poți să o exprimi în simple vorbe, o exprimi printr-o cântare. Cântă lui Dumnezeu cu mulțumire în inima ta. Mulțumește prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumește lui Dumnezeu fără încetare. Și nu uita nicio clipă să mulțumești pentru toate lucrurile. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Da, dar este inconfortabil, este o pierdere, este un neajuns, este o situație. Păi nu! Nu acesta e obiectivul. Obiectivul este ca tu să devii o ființă mulțumitoare în ciuda a ceea ce se întâmplă în jurul tău. Deci acesta e obiectivul. Împrejurările vor trece, dar starea ta de mulțumire către Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna cu tine. Frați prea iubiți, noi trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi și îngăduiți-mi să mă opresc în clipa aceasta și să mulțumesc cu lacrimi lui Dumnezeu pentru frăția de care mă bucur în mijlocul vostru. Aceasta m-a ajutat să suport unele răni. Aceasta m-a ajutat să cred în lucrarea la care am făcut. Mulțumirea aceasta pe care am văzut-o în multe vieți de oameni. Schimbarea aceasta pe care am văzut-o în multe vieți de oameni a adus această mulțumire, adâncă mulțumire în sufletul meu. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și care m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Păi, dar n-auzi că e Nero. Mulțumește lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu e plecat de acasă? Negreșit, spune Pavel, viață de credință, evlavie. Dar dacă nu este însoțită de mulțumiri, nu aduce niciun fel de rod. Evlavia însoțită de mulțumiri este un mare câștig, îi spune Pavel lui Timotei, capitolul 6, versetul 6. Semn al sfârșitului, semn al decăderii lumii noastre este starea de nemulțumire pe care o întâmpinăm peste tot. Cineva îmi va spune, bine, bine, dar mulțumirea aceasta de care vorbește ar frâna progresul la un moment dat. Un om trebuie să fie nemulțumit cu starea lui ca să... Nu e nevoie să fii nemulțumit. E nevoie să crești în mulțumire. Nu e nevoie, niciodată nu e nevoie să fii nemulțumit. Chiar dacă ai fi în locul lui Iov. Nici chiar atunci nu e nevoie să fii nemulțumit. Ci nevoie să crești în mulțumire. Aceasta este chemarea pe care ne-o adresează el. Iubiții mei, aș dori să ne îndreptăm privirile către locul în care cerul și pământul va fi plin de mulțumiri. Și așa să ne fie nouă sufletul în vremea aceasta. Aceasta mi este rugăciunea. Este știință înaltă aceasta și numai Dumnezeu ne poate preda. Și pentru că avem prilejul acesta al zilei mulțumirii, haideți împreună să cerem lui Dumnezeu să ne învețe să mulțumim. Tatăl, în numele Domnului Iisus, la această zi a mulțumirii, ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și mulțumim pentru bunătatea Ta, pentru îndurările Tale și pentru harul Tău, dar în același timp, Doamne, ne plecăm adânc în pocăința sufletului, mărturisind că noi nu ne-am mulțumit niciodată așa cum se cuvine. Nici nu știu dacă se poate. Dar, Doamne Iisuse, contăm pe Tine, că mulțumirile Tale vor fi așezate în dreptul nostru. Vorbește Tu, Doamne, mulțumirea, mulțumește Tu cu mulțumirile noastre. Ajută-ne să mulțumim pentru cei din familia noastră, pentru cei din biserica noastră. Ajută-ne să mulțumim pentru vremile pe care le trăim, indiferent cum sunt aceste vremi. Doamne, Dumnezeul nostru, fă din ființa noastră niște ființe mulțumitoare care să se adauge corului uriaș. De mii și zeci, de mii și mii de mii, care mulțumesc lui Dumnezeu și
Fă, Doamne, ca mulțumirea aceasta să țină și să rămână în veci.